Amazon pentru oameni ocupați. Acest mic podcast este destinat celor care vor să înțeleagă dacă Amazonul este pentru ei și în ce condiții, cum ar putea să facă și cum ar putea să armonizeze o existență în care avem un serviciu, un salariu, niște obligații cu o absență bruscă și aproape totală din viața noastră civilă. În primul rând, se poate. În formatele tradiționale de retrageri în Amazon, aveai nevoie de circa 5 ceremonii de ayahuasca, 3 zile cadență, ceea ce te ducea ușor la un 18 zile. Însă acum am probat și am testat și am verificat că se poate să avem o retragere substanțială, având o ceremonie într-o zi și o zi de pauză. Iar în cazurile în care a fost nevoie de mai mult, cum au fost cazuri de oameni cu boli serioase, am făcut chiar și o ceremonie în fiecare zi. O retragere în Amazon nu este doar despre a te duce într-un loc unde să bei ayahuasca cu niște șamani. Este o întreagă întreprindere care începe cam cu o lună înainte de plecare și care înseamnă să te pregătești psihologic, spiritual, energetic pentru călătoria asta, să-ți pui toate lucrurile în ordine, să nu trebuiască să faci nimic, să fie nevoie de tine, să răspunzi la e-mail-uri pentru că nu ai cum și nici la telefon pentru că nu ai cum, căci GSM există marginal, iar energie electrică nu prea. Deci, nimeni nu este de neînlocuit. Și știu povești despre oameni care au plecat în Amazon, lăsând copiii acasă și au găsit foarte bine 12 zile mai târziu când au ieșit la lumină. Puteți să vă luați un concediu de 2 săptămâni oriunde ați lucra, astfel încât să vă acoperiți zilele de călătorie și cele de retragere în junglă. Puteți să vă pregătiți. Revin, cu o lună înainte de ceremonie, dacă vreți să aveți experiențe bune, este bine să începeți să intrați în dietă. Și o călătorie de felul ăsta nu este despre un retreat de 5 stele în care am tot confortul și mănânc fructe de mare, ci este despre a renunța la dependențele materiale și atașamentele materiale și de a începe o practică de cuvântare în sine care o să ajute foarte mult în cursul experienței. Pentru că în junglă ne ducem să ne întoarcem pe dos toate buzunarele sufletului și să vedem ce este acolo. Uneori sunt lucruri frumoase, alteori sunt lucruri mai traumatice. Așadar, cu o lună înainte intrăm în ceea ce se numește dieta șamanică. Ce înseamnă asta? Înseamnă o formă de retragere interioară, care ar fi bine să se concretizeze cu un regim blând, despre care o să vorbesc imediat, și cu o formă de conectare cu sine, care ar putea să însemne o meditație sau rugăciune dimineața, puțin timp petrecut în liniște, mai puțin balamuc, cu ieșit, cu vânturat inutil, cu vorbit inutil, cu făcut lucruri inutile. Gândiți-vă că este fix ca apa oceanului care se adună la reflux. La fel este luna asta de dietă de dinainte de călătorie. Dieta va continua în tot cursul călătoriei și am să explic imediat în ce constă. Este o dietă tradițională șamanică pe care nimeni n-a putut să mi-o explice, nu mi s-a explicat de ce anumite lucruri sunt permise și altele nu, dar dacă ne uităm pe deasupra, practic îți
scrie un regim care să fie foarte blând cu tine, să nu te supra-utilizeze în niciun fel. Și o să începem cu lucru care declanșează cele mai groaznice reacții, și anume mâncarea, de care vrând sau nevrând suntem cu toții dependenți și atașați. Dieta șamanică înseamnă așa: fără sare, fără zahăr, fără carne, fără lactate, fără excitante, fără iritante, fără droguri, fără alcool. Păi ce mai rămâne, o să spuneți? Rămâne așa: pește, ouă, legume, fructe, orez, din care se pot găti mâncăruri foarte gustoase, cu excepția cazurilor în care sunteți mâncători de porc cu cartofi prăjiți sau de fast food, caz în care se declanșează niște mici crize. La fel pentru mari mâncători de dulciuri. Este o experiență destul de dificilă pentru că presupune să ieșim din obiceiurile noastre alimentare. O zi clasică de mâncare în junglă are 3 mese, cu excepția zilelor în care este ceremonia ayahuasca și în care ultima masă este în jurul orei 12, iar ultimul pahar de apă este la 4. Și primești ouă, primești supă, primești salată, primești mâncăruri făcute din legume, uneori primești și pește, ai fructe. Deci nu duci lipsă de mâncare. Pentru cei care sunt foarte atașați de gustul sărat, există pe site-urile de produse bio drojdie inactivă, fulgi de drojdie inactivă, care are un gust undeva între alune și brânză și este sărată și se poate adăuga în alimente. Deci nu este obligatoriu să te supui unui stil draconic de viață, dar este foarte bine să renunți la toate toxinele astea pe care le băgăm în noi. Greu cu cafeaua, greu cu ceaiul negru, greu cu carnea pentru mâncătorii de carne. Însă gândiți-vă ce detox extraordinar vă oferă un asemenea regim. Aș putea să mai spun că în cea mai recentă dintre călătoriile mele am fost în Amazon cu probabil cel mai disciplinat grup și cel mai coeziv din punctul ăsta de vedere, care a ținut dieta și care mai mult decât atât a respectat indicația ca pentru cei care doresc să intensifice efectul retragerii, să mai țină dieta încă 2 săptămâni după ce ieșim din junglă. În junglă s-a gătit fără sare, fără zahăr, fără ulei. Foarte interesant, lucrurile au fost fierte, fripte și coapte. Atât. Deci n-am văzut ulei la față. În salată, după mari insistențe, ne-au permis să punem puțină zeamă de lămâie. În materie de legume și fructe proaspete, în funcție de cât de aproape este locul în care mergeți în retreat de o sursă de asemenea ingrediente, aveți mai mult sau mai puțin parte. Dar pădurea este foarte generoasă și întotdeauna poți să găsești o grămadă de lucruri acolo. Iar fiecare șaman are prescripțiile și cerințele proprii în ceea ce privește dieta. Deci, nimic mortal. Unii slăbesc, cei care mănâncă aiurea în special, alții deloc, alții se îngrașă. Depinde cât de obișnuit este corpul cu un stil, hai să zicem, sănătos de alimentație. În plus, gândiți-vă că se adaugă ceaiurile de toate felurile și de toate plantele. Și cu asta am terminat cu partea cu mâncarea, care e cea mai dureroasă. A doua parte dureroasă este legată de climă. Sunt 32 de grade Celsius, 95% umiditate, ceea ce înseamnă că ești ca într-un cazan cu aburi. Primele zile s-ar putea să fie puțin dificile din punct de vedere al adaptării, dar noi ne oprim și cumpărăm întotdeauna din piață, înainte de a ne urca în barcă, evantaie, care au două
funcții extraordinare. 1. Sunt cel mai bun ventilator și te poți răcori. 2. Sunt cel mai bun repelent pentru insecte. Că sânțarii nu o să se apropie atunci când folosește vantaiul. Gândiți-vă că pe un evantai se pot pune picături de ulei esențial și atunci devine o chestie de-a dreptul agreabilă. Și iată, te-ai dat jos din 3 avioane, te urci într-o barcă, barca te duce pe râul Ucayali până într-un loc care se numește Contamana și acolo practic ești la o aruncătură de băți de tabără. Ești preluat cu o bărcuță sau cu două bărcuțe mai mici și un tuc-tuc în funcție de cât e de uscat, cât e de umed afară și ajungi într-un microsătuc din căsuțe construite pe piloni de lemn cu acoperiș de palmier. Dacă acoperișul este bine făcut, nu-ți plouă în pat. Dacă acoperișul este prost făcut, unul dintre indienii și Pibo se va cățăra cu precizia unui păianjen pe bârnele care susțin acoperișul și o să-l peticească cu pungi de un leu. În căsuțe, câte două paturi, care sunt făcute dintr-un lemn din junglă firește, în care este o saltea destul de confortabilă și ceea ce e cel mai important și vital pentru retrageri este un paralelipiped din plasă care te izolează de toți bâzâitorii exteriori și în interiorul căruia poți să dormi foarte bine, cu o singură condiție, să ai grijă să nu te lipești cu cotul sau cu genunchiul de plasă, ca să nu te ciupească prin ea. Îmbrăcămintea cea mai bună pentru junglă este alcătuită din haine ușoare, subțiri de bumbac. Și am avut surpriza în această excursie să găsesc pe cineva care a primit o indicație prețioasă de la un magazin al cărui nume nu-l pronunț ca să nu-i fac reclamă inutilă, despre niște pantaloni anti-insecte care erau cumplit de groși și țineau foarte cald. Deci, cel mai bun material este tercotul sau bumbacul, dar să nu fie țesătura rară. Da? Din același motiv, să nu intre insectele. E bine ca pantalonii și cămașa să aibă manșete și returi ca să poți să strângi pe încheieturile mâinilor și picioarelor și să fie bine băgate în pantaloni, pentru că altfel poți să ai întâmplări despre care voi povesti. Iarăși esențial, o pereche, 2-3 de ciorapi de bumbac groși, tot așa, suficient de groși ca să nu intre o trompiță de țânțar pe acolo. Șaluri extraordinare, mai ales pentru ceremonie, și un cearceaf suplimentar cu care să te învelești în momentul în care te duci în templu la ceremoniile de ayahuasca. În rest, lucrurile obișnuite, un prosop, niște lucruri de spălat și nu prea multe bagaje, pentru că în tabără există cineva care spală zilnic toate rufele murdare. Singura cerință este ca pentru ceremonii să existe un strai complet alb. Unul ca să onorezi spațiul ceremonial și doi pentru că ești într-o beznă completă și șamanii te vor vedea mult mai ușor dacă ești îmbrăcat în alb. Bine ar fi să fie și cearceaful cu care te învelești tot alb. Un deodorant, un săpun și la revedere. Nici măcar nu este nevoie de vreo cremă hidratantă, pentru că în atmosfera aceea pielea este atât de saturată de vaporii de apă, încât este proaspătă și fragedă, indiferent de cât ar fi de uscat tenul, iar la soare nu prea se poate sta, pentru că este foarte cald. Veți căuta umbra. Bagajul de călătorie este un rucsac de 60 de litri, pentru că mergem pe bărci, ne dăm jos de pe bărci și cu trolerele este puțin mai complicat, și un bagaj de bord în care să aveți schimburile pentru nopțile petrecute până să ajungem în tabără, stopover-ul de la Lima în cazul în care nu se potrivesc avioanele și se zboară a doua zi dimineață la Pucallpa, stopover-ul de la Pucallpa în cazul în care se stă acolo,
totul depinde de orarul liniilor aeriene. Mâncare nu luăm cu noi în camere. Eventual, puteți să vă luați niște batoane fără sare, fără zahăr, din acelea din cereale în porții single size, vidate și trase în pungi ziploc, care sunt iarăși un lucru foarte important pentru călătorie, și bine sigilate, pentru că altfel animăluțele le vor găsi. Și s-ar putea să vă treziți în miezul nopții cu un șobolan care cronțăne ceva, sau cu un gândac care cronțăne ceva în mod surprinzător de zgomotos în junglei plin de animale. Însă de ținut minte că nimeni nu vine peste voi în pat. Ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie un briceag, ne mai trebuie o lanternă, ne mai trebuie o canistră pentru băut apa și pentru luat cu noi în templu, ne trebuie un caiet și niște creioane și culori ca să desenăm și să scriem ce am înțeles, ce am văzut, ce idei ne-au venit, pentru că de multe ori se clarifică idei, concepte, cunosc oameni care au plecat din junglă cu idei de business și care au lansat firme noi și care au început proiecte noi din cauza clarității pe care parcursul de retragere și locul în sine le-au oferit. Deci, 2 săptămâni plonjon în necunoscut, fără așteptări, căci așteptările sunt sursa suferinței, și am văzut cel puțin câte un caz în fiecare grup în care oamenii veniseră cu niște lucruri presetate și se întâmplă două lucruri, ori suferă ei, ori suferă ceilalți. Și complet deschiși la experiență, pentru că cea mai bună atitudine față de o întâmplare de felul ăsta este curiozitatea. Da? Documentați-vă, aflați despre ce este vorba, uitați-vă la filmulețe. Pe canalul meu de YouTube mai găsiți un film care este făcut acum câțiva ani împreună cu un regizor francez care a stat cu noi în tabără și care a filmat un mini-documentar despre ayahuasca. Și mai departe scrie în carte, pentru că fiecare dintre noi primește o experiență pe măsura lucrurilor cu care vine în rucsacul acela invizibil pe care îl numim suflet. Cuvinte cheie pentru omul ocupat. Adaptarea. Detașarea. Echilibrul. Observarea. Sunt foarte importante toate acestea și dacă nu vă descurcați, cu voi va fi un facilitator care să vă ajute să le faceți. Practicile spirituale sunt bune, în funcție de grup pot să fie mai frecvente sau mai când este nevoie. E nevoie de interacțiune de grup, dar este nevoie și de izolare, de aceea în fiecare dintre tabele pe care le organizez avem cel puțin o zi de tăcere. Ne spunea cineva foarte frumos după retreat-ul ăsta, cineva care observă cu ochiul artistului vizual, zice, să știți că aveți alte fețe când tăceți din gură decât atunci când vorbiți. Și uneori șamanii, când văd că există mult de curățat, ca să zic așa, prescriu o zi de post negru, din care nu se moare, vă asigur. Se poate bea apă, se pot bea ceaiurile medicinale pe care le are fiecare dintre noi. Ultimul lucru, primiți un formular detaliat în care să vă istorisiți pentru ce veniți și să știți că e important să vă hotărâți de ce veniți, pentru că veți primi o experiență pe măsură și ce precedente și antecedente de experiențe spirituale aveți. În rest, fraților, bagajul, biletele de avion și hai să mergem!